Trupurile neînsuflețite ale celor 20 de egipteni creștini uciși de statul islamic în Libia acum 2 ani au ajuns acasă. Membrii ai statului islamic i-au dus pe o plajă și i-au decapitat în fața camerelor. Oficialitățile din Libia au anunțat că rămășițele martirilor au fost duse cu avionul în Egipt. Comunitatea coptă a cinstit recent martirii prin ridicarea unei biserici noi în orașul lor natal.